intrăm în situl arheologic în orașul Siracusa. Coloane, a fost decorat, dar tot ce au fost pietre aici și coloane, tot ce s-a putut lua, au luat spaniolii și au făcut biserica Ortigia, care o să o vedeți în oraș. 138 meters by 33 meters. 138 de metri lungime pe 33 lățime. Now actually this altar was the place where they celebrated the festivities in the honor of Zeus, the god of gods, no? Deci aici se țineau festivitățile în onoarea lui Zeus. And normally this period happened according to our calendar from the middle of July to the middle of August. Deci raportat la calendarul actual, aceste festivități se desfășurau de la jumătatea lui iulie la jumătatea lui august. Where everybody had to go to the temple during this period of time. But nobody could go up on the temple, so the people stayed down below on the sides of the temple. Toată lumea trebuia să meargă în această perioadă la templu, nu intra nimeni înăuntru, ci toți stăteau de jur împrejur. N-a luat o intenție. Once this thing happened to me in Malta, in fact, I said, you're ridiculous, I'm speaking to Maltese, I'm showing you. Ce mă dacă ai vorba? Și au spus piatrași, au făcut altarul și au făcut toate astea. O escavație și în 1600 de gravos cu tremurul s-a prăbușit acest tavan și cu și stâlpii de susținere a rămas unul singur. Și ei, după ce au săpat grota asta, ei trăiau în grot aici. Auzi, scuze, aude din urechea. Da, da, da. Da, da. Da, da. Deci aici era o peste. Yeah, because of the humidity of this cave, actually, because there's a water stream that passed not very far from here, this agave would become soft and very easy. Mai veniți sau nu vă mai așteptăm? Nu-ți de la noi. Ok, deci aici se pleteau funghii dintr-o plantă care se numește agave. Aici trece un râu subteran și are umiditate foarte mare această peșteră și planta în condiții de umiditate devine foarte moale această grotă, având o acustică deosebită, iar apoi se auzea în teatru ca și cum sunetul venea din mijlocul pământului. His real name was Michelangelo Merisi. Actually, escaped from Malta after having the Knights of Malta were told that he went to Malta because he had killed his friends. I-au jucat o festă, au început să recite din piesele sale. Dionisos, care a ascultat tot timpul, a fost impresionat de faptul că ei apreciau operele și cei care au interpretat pasaje din operele sale au fost eliberați. Și meritau, că le știau. Sì, questa gestione prima. Sì. Thank you.
Iasomie albastră. Asta este teatru grecesc. După cum vedeți, sunt 9 sectoare separate între 11 scări. Totul este săpat. În partea superioară, piatra n-a fost bună, nu s-a putut săpa și atunci a fost adăugată. Și atunci spaniolii au luat tot ce s-a putut lua. Deci acel sector a putut fi mutat și l-au luat. Toți spaniolii au construit și acel tur de veche, sau cum se zice, casă de veche, de acolo, chiar în mijlocul teatrului grecesc. Acolo ce apă este? Dar nu potabil. Nu, nu. De ce e vorba? Poveste. După aceea, ăsta e drumul bizantin. Veneau cu carele, vedeți carturile făcute de care. Exact deschiderea unui car. Cimitirul bizantin în față. Părinte bizantin. Teatru Roman. Pe trei nivele. Deci aici jos era tunelul pentru servitori, nu pentru gladiatori, dar cei care ajutau pentru luptele care... And the animals came out from this other lower. Deci animalele veneau pe canalul care vedeți jos de tot acolo, pe lângă arenă. La
radiatorii intrau prin partea din capitolă. Actually, it was because you were somebody in the